Bună dimineața, dumneavoastră sunteți domnul director, da? Nici n-am știut. Noi am și solicitat intervenția primăriei generale și ne-a promis domnul viceprimar. Vine și domnul viceprimar. Vă informa, vă contactat? Prima dată când am avut adunare în via la Dresd, cine ați venit? Sculoasă ei nicio arenie. Doamne, vă așteaptă? Haideți să nu rupim din context toate chestiile astea, să ne ascultăm și să răspundem la întrebări fiecare pe rând. Să ne ascultăm reciproc unul pe altul. Dacă scoatem din context, să scoatem pe rând toate. Dacă vorbim clar și ne spunem așa cum stau lucrurile, pas cu pas toate. Mai întâi trebuie să veniți să spuneți la situația în care cum stau lucrurile. Să spuneți că întreprinderea, când în momentul am preluat-o, eu datorii la salarii erau 4,5 milioane de lei. Asta era data de 5 ianuarie. Este așa ceva? Este. Mergem mai departe. Datorii la buget public național, la data 5 ianuarie, 950.000 de lei. Este? Este. Odată preluarea mandatului meu, a început mai mult proces care vădit v-a deranjat pe mulți din dumneavoastră. Și astăzi chiar de-ar trebui să dăm și nume. La cei care vădit v-a deranjat foarte tare acțiunile pe care le-am întreprins noi. Mergem mai departe. Așa a fost pornit un proces cu casarea metalului. Foarte mult metal sau utilaj sau tehnic învechit care deja au fost epuizate moral, tehnic și economic. A fost luată decizia, a fost decizia Consiliului de Administrare pentru casarea metalului. Din casarea metalului și a fost vândut, a fost publicat în monitor oficial, tot metalul a fost luat la evidență. Întrebarea mea este față de dumneavoastră. Când am preluat eu întreprinderea, conform documentelor care le-ați prezentat conducerea, le-a prezentat 80 de tone de metal. În urma inventarierii făcute de mine, au fost depistat 130 de tone de metal. Ca într-un final să găsim 160 de tone. Iar că la întrebarea asta, dumneavoastră, mulți din voi trebuie să ne dați răspuns. Deși ați semnat document și ați dat 80 de tone de metal și în urma inventarierii am depistat 160 de tone de metal. Când s-a publicat prețul de 3 lei și am anulat licitația cu 3 lei și metalul a fost vândut cu aproape 6 lei, iar că aici trebuie găsit răspuns la prima întrebare. Și v-ați ocupat unii din conducere cu cei care spuneau că foarte tare aveau nevoie de metalul ăsta vechi, învechit, care era pe teritoriu. Licitația a fost una publică, concursul a fost trecut unul public, au fost 5 participanți la prima licitație, la a doua licitație am avut 4 participanți. Banii încasați au fost luați la evidență toți, absolut. Din banii care au fost venit, au fost achitat o parte din impozitele, o parte din voi au primit salariile. Asta și ce ține de casarea metalului. Mergem numărul 2. Pe puncte, dacă se le luăm. Discuția pe care am avut-o cu fiecare din voi, și în prima, și într-a doua, și într-a treia adunare, ce v-am spus? Situația în care ne-am nimerit sau care s-a întâlnit utilitatea în care au ajuns, e situație critică, întreprinderea se află în prag de faliment. Am avut o rugăminte bărbătească, profesională, față de voi, de fiecare. Haideți să depunem efort, toți absolut, să ieșim din situația în care cei care au ieșit la lucru, cei care... Bună ziua, domnule. Anumite responsabilități, toți absolut care au ieșit la lucru și nu au stat acasă și nu au dormit, au primit care o salariu, care două, care trei, în măsura implicării. Este așa ceva? Este. Despre lucrul ăsta tot trebuie de vorbit și oamenii trebuie să cunoască. Trebuie să cunoaște și lucrurile este. Faptul în care îl invocați voi, că a fost câștigată licitația, a fost cedat. O licitație păguboasă, care a fost la conducere, o câștigată, la prețuri mici, numai faptul ca să strâși piața și faptul ca să execute un contract, să aduc pierderi. Noi semnând odată și odată contract celălalt care spuneți voi și afișați cu dânsul, întreprinderea urma să aibă pierderi de 400-500.000 numai semnând contractul, ni făcând nimic absolut. Așa contract eu nu pot semnez și nu pot să duc întreprinderea în falimentul următor care a fost generat de fosta conducere. Și astăzi întrebări ar trebui să fie adresate fostei conducere. Și ce e o parte din voi care vă aflați astăzi aici, lucrați la negru, la fosta conducere, domnul Haret, sunteți acolo, lucrați de zi la șantier, la Ciorescu. Lucrul ăsta trebuie să veniți să-l spunem. Că noi suntem la domnul Haret și lucrăm la negru și primim bani în cash sara. Ia că lucrurile astea trebuie spuse. Și trebuie vorbit clar, ca oamenii să cunoască că o parte sunteți alimentați de informații nocive și nu aveți informații veridice la zi. Și nu aveți un argument. Prostă v-au spus niște lucruri simple care nu ați venit și afișați cu dânsele. Dar să le punem astăzi pe foaie, să demonstrăm că ce spuneți dumneavoastră în cuvintele dumneavoastră este adevăr, eu nu vreau să vă pun într-o situație proastă, dar nu este adevăr nimic absolut. Dar odată preluarea mea, odată cu casarea metalului, odată cu schimbarea conducerii pe anumite subdiviziuni, sunt efective vădite că situația schimbă. Și eu înțeleg că deranjează pe foarte mulți lucruri. Dar cum schimbă, domnul director, ca să nu vorbiți doar dumneavoastră? Da. Câți angajați sunt? Total sunt 160 de angajați pe întreprindere. Și câți dintre ei sunt angajați cu normă deplină din toți? La moment dat, noi suntem în situația în care avem doar un contract în derulare. Cu parte dintre ei sunt în concediu acasă, în concediu din cont propriu.
dar o parte din trânși care au dorit să iasă la lucru din muncă. Nu, câți sunt dintr-o 160, câți lucrează? Vreau, la momentul, 50 de angajați lucrează. 50 de angajați. 50. Păi au salariu, au tot. Păi bine, dar fiind numai obligate. Păi dumneavoastră, nu puteți să vorbiți de subdiviziune. Noi avem subdiviziune carieră care lucrează, noi avem muncitori care ies, noi avem șoferii care... Noi avem vedere de muncitori singuri. Păi bine, pentru mine tot sunt angajații mei. Eu nu pot să fac diferență ca matale, să mă înțelegi. Nu pot să fac ca și ăla e angajat, pe ăsta nu e angajat. La noi toți sunt angajați. Faptul că oamenii vin dimineața, oamenii lucrează, oamenii își bat capul de lucru, eu nu pot să cataloghez dacă trei muncitori ieri ieștați la lucru, să socotim că doar trei sunt. Toți muncitori. Domnul director, cine sunt oamenii ăștia? Dar hai să o pornim altfel. Cine sunt oamenii ăștia? Și ei au salariu sau nu au salariu? O parte dintre ei au salariu, cum nu au? Cum nu? Cine? Ia că... Nu au salariu. Paza 9 luni zile n-avem lea. Unde trebuie să dai 3-4 luni zile, 5 alții nu primim. Noi tot lucrăm. Asta e situația. Problema nu stă în mine. Sunt o parte, lucrează la Cerescă. Da, sunt. Dar ce trebuie să facem noi? Trebuie să stăm să așteptăm așa aici? Eu mă duc cu ziua, fac bani, nu? Normal. Trebuie să plătesc familia. Dar ce te angajezi oficial? Ce lucrezi la negru? Dar ce lucrezi la negru? Mă să-mi fac o capită, mă să-mi fac... El e angajat în mine să ai delegat. Corect, dar acum e aproape. Spuneți că și vă plătit, dar unde este cineva obligat să scrie o cerere? Văd că i-a venit o foaie, băiatul ăla, că... Da, corect. Dumnealui în ziua când era trebuit, urmea să prezinte la lucru, dumnealui nu s-a prezentat la lucru, nemotivat. A, au fost așa caz? Au fost caz, da, și toți care au fost, au trebuit să s-au nemotivat acasă. Copil? Lucrează o zi, două, și o să nu merge de acasă. Nu, și asta e altă întrebare, spuneți dumneavoastră. Deși nu-i concediați dacă... Dați-mi voi și dacă permiteți. Eu mă numesc Ilie Ceban, sunt viceprimar al municipiului Chișinău. Domnul Michalache este șeful direcției mobilitate urbană. Noi am fost informați că există această problemă și vrem să vă ascultăm care și în ce costă problema. Despre faptul că există probleme la identitate, noi știm de mult. Și dumneavoastră tot știți. De ce nu scotă? Pentru că, haideți, o să vă răspund și la această. Noi mai mult timp am încercat tot știți anii trecuți, am dat contracte la edilitate, s-a lucrat la ciocană, la acces, la trotuare și mai departe, prin suburbii. Noi am încercat, iar domnul director o să vă spună în detaliu câte contracte s-au dat la edilitate și câte probleme au fost în teren. Eu personal stăteam cu directorul, iată și domnul Michalache, mergem la ciocană, la acces, bătaie de joc și am spus, vă rog, executați lucrările calitativ, ca noi să putem la anul să prelungim relația frumoasă cu edilitate. Pentru că noi am încercat să ajutăm această întreprindere. Este o societate pe acțiuni. Nu este întreprindere municipală care să dăm bani. Noi facem licitații, compania trebuie să execute lucrări calitative ca să participe la licitații și câștige licitații. Că dacă nu faci lucrări, nu prezintă acte, nu câștigă licitații și nici nu participă. Ce nu puteți spuneți? Ce face primăria? Primăria dă oportunitate să vină să lucrați. Și asta au făcut. Acum, s-au întâmplat foarte multe lucruri urâte la întreprindere. De ce ești directorul a fost eliberat? Directorul o sparte răspundere pentru ceea ce au făcut. Inclusiv penal. Să știți, pentru că sunt depuse plângeri la Procuratura Generală pentru acțiunile. Asta e foarte important să cunoaștem ce s-a făcut. Asta vreți să vă întrebăm. Ați făcut un audit să vedeți unde s-au furat banii? Lucrurile sunt foarte urâte. Deci asta chiar e foarte important să înțelegem ce s-a făcut. De ce oamenii ăștia au ajuns în situația dată? Pentru că nu-i de acum. Noi am văzut în ce groapă se duce. Am văzut că am întins o mână de ajutor, am dat contracte. Însă lucrurile nu s-au schimbat. Invers, se înrăutățeau. Noi acum identificăm lucruri, dar nu le putem spune pe toate ce s-au identificat. Pentru că ce o să facă? O să se concentreze atenția acolo. O să ducă și o să sperie oamenii unde astăzi se face ordine. Deci sunt mai multe mecanisme care încearcă acel director, fost director, să le întreprindă ca să-și acopere fundul. Mă scuzați, vă rog de expresie, dar așa este. Astăzi noi încercăm să salvăm situația. S-au făcut inventariere, să facă anumite acțiuni, deci domnul director o să vă spun în detaliu ce se întreprinde. Dumneavoastră, noi am venit să vă ascultăm. Delegați trei persoane. Cine dintre dumneavoastră? Dumneavoastră sunteți un grup 20-30 de persoane. Delegați trei persoane, mergem la domnul primar și o să explicați în detaliu ce problemă aveți dumneavoastră. O să mergem și noi împreună și o să vedem ce soluții putem să identificăm. Domnul director, o să ne spuneți ce soluții aveți
pentru că oricum trebuie să aveți un plan de remediere a acestor probleme. Noi nu vrem ca dumneavoastră să plecați de la noi și noi după urmă, noi vrem întreprinderea asta să fie înapoi întoarsă cu putere și să fie pe lângă Exdrupa, pentru că vedeți cât de mult a crescut Exdrupa în ultimii ani. Pentru că noi am avut posibilitatea să investim bani și ei execută. Dacă noi am spus că aici trotuarul așa sau invers, ei așa fac și-o fac calitativ. Și oamenii, locuitorii, capitalii văd asta. Asta vrem și de la edilitate. Dar ca să se întâmple lucrurile astea, trebuiește un management normal, de sus în jos. Deci noi vrem împreună cu dumneavoastră să identificăm aceste soluții. Delegați 3 persoane, mergem la domnul primar și discutăm soluțiile care sunt. Da. Dumneavoastră spuneți că la Șocana nouă s-a făcut tare rău lucru, da? Eu nu spun tare rău, dar cu probleme. Haideți să amuși, ne uităm, cum ai făcut tot acolo? Dar dumneavoastră știți... Eu personal am fost, mă uitam. Foarte bine și mă bucur. Nu i-am vreopșit că nu-i nimic. Bardiunii s-au tăiat, s-au pus dumneavoastră, eu fost. Dar problemele au fost, deci s-a făcut de drumul tăspit. Scuzați, eu în teren eram... Ce-mi spuneți dumneavoastră că nu-i făcut? Uitați, în procesul de lucru erau probleme. Haideți să dăm jina, trebuie... Eu n-am dat jina, eu am spus că erau probleme în timpul executării lucrărilor. Și dacă nu interveneam la moment, așa se lăsa. Păi, dar... Dacă se poate, cer scuze, domnule primar, să fie clar legat de obiectivele care s-au fost contractate cu Direcția Generală a Mobilității Urbane. Am avut peste 37 de milioane de lei contractate cu Societatea pe Acțiune Edilitate. Și încă o dată vreau să atrag atenția. Societatea pe Acțiune Edilitate nu este întreprindere, cum a spus domnul viceprimar, nu este întreprindere municipală. Societatea pe Acțiune Edilitate este agent economic ca și toți ceilalți agenți economici și participă și poate accede la contracte, proceduri de achiziții pe picior egal ca și toți ceilalți agenți economici care prestează servicii de asfaltare sau servicii similare pe care dumneavoastră le prestați. În 2021, din acele contracte de 37 de milioane, întreprinderea a ieșit la finele anului cu minus 1,8 milioane de lei. Îmi spuneți, vă rog, care este atunci eficiența activității întreprinderii dacă dumneavoastră, având o contracte de 37 de milioane de lei, ați reușit să ajungeți iarăși în pierd. Dumneavoastră nu vă dezvoltați, dumneavoastră mergeți înapoi. Astăzi întreprinderea edilitate are peste 27 de milioane de lei pierde. Toate momentele și toate problemele astea au fost puse față de conducere de către Consiliul Municipal, inclusiv la indicația și la solicitările domnului primar general. Haideți odată să hotărâm întrebarea la întreprindere. Întreprinderea edilitate se duce doar în hău. Nu se vede marginea și cap. Pentru anul trecut ați ieșit cu peste 4 milioane de lei pierde. Unde noi ne ducem cu întreprinderea asta? Este clar. Haideți să vedem și fișa de angajare a celor care sunt în edilitate. Eu am văzut acolo persoane de 82 de ani. Îmi spuneți, vă rog, eu înțeleg că omul vrea să lucreze. Dar îmi spuneți, vă rog, care este eficiența lucrului respectiv. Șofieri, lucrători. Ce capacitate de muncă este? Eu vă rog frumos, noi trebuie să ne evaluăm și să vedem cum din întreprinderea asta să facem o întreprindere efectivă. Astăzi, eu am avut licitația care dumneavoastră invocați că a fost anulată de către Direcția Generală Mobilitate Urbană. Domnul director v-a spus că doar semnarea, eu am întrebat de 10 ori, sunt membru al Consiliului Societății, cum poate o întreprindere să semneze un contract vădit cu pierderi pentru întreprindere? În condițiile astea, cine își asumă răspunderea de mai departe? Pentru că executarea contractului care a fost asumat cu obiectivul de la Ciocana urma ca la finele anului, dumneavoastră iarăși pierdeți un salariu. Un salariu pierdeau lucrătorii. Și atât fiecare lucrare și fiecare obiectiv de ăsta care a fost asumat de fosta conducere cu pierderi la finele rezultatului activității a generat inclusiv pierderile care le aveți și voi. Ni încasarea salariilor, ni plata la buget a impozitelor și taxelor. Doar impozitele și taxele am reușit să ajungem la ziua de astăzi să fim cu impozitele și taxele achitate. Acum ați depune eforturi pentru achitarea datoriilor pentru salariat. Au fost chiar și aceeași licitații de vânzare metalului uzat, a tehnicii care au fost casate. Inițial, de către fosta conducere, a fost expus la licitații 85 de tone de metal. Acum noi avem... 65 deja. De două ori mai mult metal. Apare întrebarea, unde trebuia să piardă cealaltă parte de metal? Ăsta e salariul vostru. Ăsta e inclusiv plățele și taxele către buget, inclusiv plățele pentru combustibil, pentru toate celelalte elemente. Eu vreau să vă comunic că
am depus efort și la inițiativa primăriei, inclusiv a primarului general, a efectivului care a selectat și a încredințat procedura de modificare a Consiliului Societății. În cadrul adunării generale a fost permisă schimbarea conducătorului societății, sub aspect de director general. S-au depus eforturi și s-au luat în considerație problemele care sunt la dumneavoastră. Acum este numit un nou director, a fost stabilit și inclusiv solicitat un plan de remedieri care a fost prezentat în Consiliu. Au fost prezentate acțiuni concrete care urmează a fi întreprinsă. Doar hârtiile sau documentația contabilă care este la întreprindere a fost auditată de practic 2 luni de zile. Și acolo au fost probleme inclusiv cu auditul documentației contabile, cu prezentarea la obiectivul vostru care îl aveți de carieră. Sunt foarte multe probleme care s-au adunat. Voi ați avut contracte care, chiar și pentru aceeași sadină, pentru lucrările care se făceau cu întreprindere, cu emulsie. Cât domn director costa? La fiecare tonă de emulsie produs care se produce la uzină, întreprinderea suporta cheltuie de 600 de lei la fiecare tonă. Suplimentar decât costul... Noi pierdem 600 de lei pentru că producem cu un agent economic, așa au fost făcut situația, așa au fost făcut schemă financiară, că banii trebuie să treacă pe alături. 600 de lei pierde întreprindere. Uzina de producere de tonă asfalt, conform analizei pe care am trecut-o pe anul trecut, a adus niște 1,5 milioane pierderi la întreprindere. Din toate edificiile, din toate subdiviziunile pe care le avem noi, rentabile sunt doar 3. Asta este parcarea, vorbim. Asta vorbim de complexul de agrement care îl avem la Madan, de complex sportiv și carieră. Astea sunt trei puncte forte care aduc careva bani. În rest, toate subdiviziunile au mers pe pierderi și pierderi colosale. Domnul Mihalac corect a menționat, datoriile sau pierderea anilor precedenți constituie 27 de milioane, care depășește capitalul social de multe ori. La întrebarea asta nimeni nu vrea să dea răspunsul astăzi, dar asta e o întrebare extrem de gravă. Nimeni nu vrea să spună că în carieră, în urma auditului, a fost depistat 1500 de tone de piatră neluată la evidență. Nu a luat-o nimeni la evidență. O piatră care urma să fie fosta conducere, fost angajat, și vândută și încasat bani la negru. Păi nu e asta cei care... Așa problemă nu trebuie să... Eu vă spun asta, că astea sunt probleme. Păi eu pot să o rezolv și am rezolvat-o. Domnul director, oamenii ăștia ascult foarte bine. Eu ascult dintr-o parte, am încercat să... Cine din Consiliul de Administrare reprezintă interesele primăriei la SA Edilitate? Eu sunt la moment. Dumneavoastră sunteți în Consiliu și mai ies cineva? Verbischi, deci doamna Polonu. Verbischi. Oamenii spun că domnul Verbischi, în general, își permis să ridice vocea la oameni. Nu știu, eu n-am întâlnit. Nu, n-ați întâlnit, da? Nu, noi o să vedem. Doi, dar de ce dumneavoastră credeți că tot managementul de care vorbiți dumneavoastră au oamenii ăștia vreo vină? Trei, dacă oamenii ăștia voi invitați să discutați dimineață, dumneavoastră ce, nu... Stați un pic. Nu, dar știți să am stați un pic. Oamenii ăștia o să veniți să vorbim, că doar nu au venit cu toporul, nu au venit. O să, dacă nu-s buni, dați afară, concediați, eliminați, dar și îl țineți. Ia uite, ei stau de dimineață aici și vă scris o scrisoare de o săptămână. La ce oră suna, domnule? Păi bine, haideți să... Să zic că nu veniți. Ia spuneți, dumneavoastră aveți companie în care lucrați? Nu am companie. Nu aveți companie. Nu am fost fondator la nicio societate, absolut. Aici sunt niște aberații și domnul care a spus chestiile astea, o să discutăm dumneavoastră, să vedem de unde s-a alimentat cu așa informat. Eu nu am avut niciodată companie, nu sunt fondator, nu sunt beneficiar efectiv la nicio companie, absolut. Nicio companie. Aici doar poate verifica foarte... Nu, de dată e precizat ca să nu fie loc de interpretare. Păi vă spun așa cum este, nu am avut niciodată tangenți cu nicio companie, nu am avut relații, colaborări. Avem cu sute de companii în toată ziua lucrăm, cu producătorii de asfalt, cu producătorii de petriș, cu producătorii de bitum, și cu furnizorii de bitum, și cu furnizorii de combustibil. Avem discuții în toată ziua, în toată ziua discutăm. Eu vreau să vă întreb, nu că de asta că eu vreau, eu am lucrat așa 44 de ani, am lucrat slesari, motorist și nu, asta nu importă. Băi băieți, dar știți voi pretenții la noi, nu înțeleg, dar dacă dumneavoastră știți că au fost așa niște aberații aici, între estoista, și n-ați luat măsuri, dar mă, aveți pretenții la noi, că noi suntem vinoveți. Eu cu nici nu-s vinovat, eu îmi dă-i vorotocom, ia, și domnul Vladimir îmi spune, Vasile, mâine ieși la lucru, trebuie făcut un motor. Eu mâine ies, dar eu n-am avut de lucru, și de-a stău aici. Dar eu așa și m-am calișit, eu sunt invalid, truda, da. Și eu pot să ies la lucru să fac un motor, a dole cât trebuie, dar nu se procedează așa, băieți. Și vinovat, și jinam eu că
că nu-i de lucru sau și cine, să casă, o fost așa aberație, eu nu țin nici la vlasă. Și datorie aveți la salarii, domnul director? Cum ceruți, peresește chestii, dar... Din octombrie, ați spus că n-ați primit salariile din octombrie. Am primit salariul din octombrie. La ziua de astăzi, tot salariul, 3.750.000 urmează să mai achităm ca să închidem toate salariile. Toate salariile? Toate salariile. Pe octombrie, noiembrie, câtă... Unii au primit octombrie, unii au primit pe noiembrie, depinde de sursele pe care noi am reușit să le acumulăm. Toate datoriile sunt de aproape 4 milioane? Da, 3 milioane 700. Și aveți identificate? Urmează să sunt soluții, sunt anumite strategii de mână care urmează până, sperăm dacă tot o să meargă bine, până la jumătate, până la sfârșitul lunii iulie ar trebui să finalizăm procesul de achitare a salariului. Și reprezentantul domnul Ceban, dacă o întreprindere în care, de fapt, majoritar, capitalul majoritar îl are municipalitatea, îl are primăria, dacă ea nu-i rentabilă, ea nu-i funcțională, ea nu poate fi salvată, care e sensul să o chinuiți, să încercați să-i... Ori aveți planificări că ea odată va avea... Această întreprindere a fost una strategică în decurs de 30 de ani. O fost, de acord. Edilitate construia poduri. Știm. Edilitate făcea drumuri, Ismail și mai departe, care și astăzi sunt străzi mai buni ca altele construite 10 ani în urmă. Planul nostru, noi l-am discutat, ce vrea primăria împreună cu Consiliul de Administrare, cu directorul. Noi ne dorim ca întreprinderea să fie una fezabilă, deci să putem miza pe dânsă. Edilitate trebuie să participe și ca racheta să lucreze. Calitativ, eficient. Trebuie, da, dar dacă ea tot e pe minus, pe minus, pe minus. Pe minus, deci lucrurile nu pot să întâmple peste noapte. Noi am încercat cu fostul director să facem lucrurile astea. Am numit Consiliul de Administrare. Da, fost... dar nu e peste noapte. Deja sunt 4 ani de mandatul actual. Nu e peste noapte. Înțeleg. Dacă era acum început de mandat, eu, da, trebuie făcut audit, de văzut și s-a întâmplat. Sunt 4 ani. Sunt 4 ani, dintre care noi am spus 2 ani în urmă, 2 ani la rând, am alocat contract de 37 milioane. Asta nu e puțin. Nu e puțin. Astea sunt bani foarte mari. Dintre care întreprinderea, eu nu pot să vin să lucrez pentru acel director. Directorul trebuie să construiască managementul în așa fel ca să aducă profit. Păi, dar directorul ăla nu a căzut din pod, tot i-a dus de... Acel director avea mai mult 10 ani aici. Și noi am dat o șansă la toată lumea. Însă, ce am observat, deci am dat și bani pentru asta și contracte ca să poată să supraviețuiască și să achit salarii la oameni. Nu a reușit nici cu bani și nici fără bani. De dacă banii se duceau în altă parte. Mai scurt, ți-ați dat o șansă și ați... împușcat în bunt, am înțeles. Și dăm șansa dumnealui. Dumnealui are, știi ce trebuie, păi să... Păi da, dar puteți să le spuneți să comunici cu oamenii, domn primar. Toate problemele în viața asta se rezolvă prin comunicare, cu fiecare în parte. Ăștia nu sunt oameni, niciunul nu-i bandit. Sunt oameni care și-au dedicat viața, eu când am vorbit, 40 de ani, 50 de ani de activitate. Vorbiți cu oamenii și chiar îi... Eu uitați-vă dacă nu vine de un director dimineață. Nu vorbiți săptămâna trecută. Știți că ce-o mă sunat? Eu n-am putut să vin în săptămâna trecută. Deci, nu vrea să vorbească. Mai ușor găsești Costiuc de pe director. Și ia îți spun oamenii, deja am venit. N-am venit din capul meu. Nu-i nicio secret. A fost scrisoare scrisă lunea trecută. O înregistrată la secretar. Și scris în scrisoare? Spune, te rog. Cerem o adunare. Să discutăm. Păi este, da, este scrisoare depusă. Că dorim să facem o adunare. Fără stabilit data, ora, nimic absolut. Domnul director, aveți noroc că sunt tare diplomați băieții ăștia de la primărie. Foarte diplomați. Matale, ca director, ca șef de întreprindere care te-a pus aici cu fără comunicare, nici de azi n-ai să faci nimic. Dacă n-ai să vorbești cu ăștia care sunt, ăștia, că alții nu-s. Că mâine dacă îi fugărești pe ăștia, nici de ăștia nu aveți. Eu văd. Văd eu dialogul. Iată, oamenii ăștia nu au venit să... V-am spus, delegați... Soluția, mergeți la primărie? Toți sunteți legați unii cu alții și voi vă spălați unul pe altul pe mâini, ca să fie clar. Domnul director a știut, a avut scrisoare de lunea trecută, astăzi el spune că nu a știut la ce oră și ce dată. Rușine să vă fie, domnul director. Uitați-vă. Sincer vă spun. Noi, în primul rând, nu vă învinovățăm, cum spuneți dumneavoastră. Nu vă învinovățăm pe dumneavoastră de probleme. Problemele sunt de mai mult timp. Noi doar vă le-am spus, ca să le știți. Pentru că salariile nu se dau de atât că noi nu vrem. De atât că nu e, că erau problemele anterioare. Și noi, pur și simplu, vă le-am relatat dumneavoastră. Delegați 3 persoane. Cine va merge? Când? Și până în ziua de azi noi nu lucrăm. Nu s-a spus probleme. Care probleme? Nu se vede nici în mișcare. Cum nu se vede?
Acum ce am vorbit? Oameni care trebuie să iasă de grabă la pensie, stricați pensia la oameni, băi. N-au salarii, n-au... N-au salarii. Ne gândim, asta și facem. Domnul director, aveți vreun proiect în desfășurare care să fie oamenii încrezuți că luna asta o să mergem să lucrăm? Măcar ceva în perspectivă. Sunt în perspectivă, sunt anumite... momente care urmează să se identifice. Delegați, vă rog, trei persoane. Cine va merge la primar? Dați numărul de telefon și fixăm întâlnirea cu primar. Cine merge la primar? Delegați. Am înțeles, domnule. Dacă este perspectivă ca să fie. Dar pe când vreți să... Dați trei persoane. Ia că trebuie să stabilească momentan. Și fixăm la domnul primar audiență. Domnul primar a cerut acest lucru. Să vină trei persoane. Trei persoane. Nu mai are mai mult, că azi e luni, azi e ședință operativă. Am venit viceprimarul. Cu grădinarul, cu Cătescu. Ca să lucrăm și să știi bășitirile. Grădinarul la pas n-are nimic cu primarul. Lăsați la pas. La pas, dar am venit încoace și face o agitație. Dar mă ieși. Colegi, delegați trei persoane. Pe când? Pentru când? Când întâlnirea? O să-ți dai... Cine vine să discute? Cine vrea să face acest lucru? Udobnie n-am... Udobnie n-am... Lăsați numai trei mașini. Da. Și n-am lăpșu la ușă, ne-a deșat. Da. 30 человек, vă n-am zăcăit de rog. А вы троих раз загрузите по полной программе. У вас хорошо получается. Пресса дискуссия? Иди, но no, дискуссия требуешь. Я тебе дам государственный язык, я поехал бы при моей. Dar nu că v-am înțeles și rusa, nu vă faceți griji. Păi delegați, dar ce să fac? У меня есть правительство про директору. По какому принципу даете зарплату? Вот я за октябрь не получил зарплату. А есть люди, получили за январь, отпускные. Как? По какому? Я хорошо, моя репета, куда-то так я не понял, я не должен получать зарплату или что? И куда-то по мейлам море. Я вас понял. Вот у Аминикари свой импликат, да, примит салат. Результат расползал. Один человек работает. Сейчас там-то интребарь, результат расползал. Бери, я в Ламуре, там интребарь, когда все лечта добивать. Если получили зарплату до октябрь, все. За ноябрь, все. Нет, некоторые получили за январь, за февраль, а некоторые за октябрь нет. Почему? Ты в Ламуре с кем куда-то? Потому что у нас хорошие здания есть. Мы за них платим налоги, за эти здания. Pe când? Când? Azi, mâine, când? O să-ți delegi. În 10 minute o să facă un grup. Pe când? Pe când? Săptămâna asta? Cu oamenii o să-ți delegi, nu vă faci greu. Și cum vă găsim? Am eu numărul public, băieții, îl știu toți așa. Și astăzi vă spunem care e grupul de lucru ca să stabilească împreună, domn primar? Rugămintea să rezolvați întrebarea cu salariile. Rugăminte enormă. Aici erau mai mulți. Dar știți cu unul din băieți care l-a dat afară, a murit? Și acum azi e la mormântare. De 50 de ani. Care l-a dat afară din mașină? Băieții mi-au spus și îți duc acolo la ora 1 la mormântare. Că a lucrat aici la dumneavoastră. Nu știți. Nu e adevărat ce spune. Asta eu vă pot spune o altă situație. Noi am numit director și cu regret pe data de două ori decedat. Asta nu s-a întâmplat, noi l-am adus la situația. Ia să vă uitați la video, oamenii au spus, l-ați dat afară de pe mașină și el s-a enervat și a murit aici pe loc. Nu, dar vă spun cum sunt. Nimic nu e. Dimineața la lucru și-au pregătit mașina. Nu mai fost așa ca. O mers la robinet să bei apă și acolo a murit la robinet. Dar nu l-ați dat afară. Angajatul nostru în ultima zi a lucrat, asta e o dezinformare totală, absolut, domnul lucra așa cum lucra, nu a fost eliberat, nimic absolut. Asta este o dezinformare totală, unii au avut o stare ceva de problemă de familială, acolo sunt alte probleme, soția, cancer, alte probleme. Și de-a lui a avut un insult, un infarct, nu știu ce și dat la robinet, s-a întâmplat în ziua de vidă. Dumnezeu să-l odihnească în pace, dar chiar nu am nicio tangent și cu dumnealui chiar am avut un dialog permanent. Cu domnul Alexandru. E păcat că se ficulează cu așa lucru și cu așa moment. E rușinos. Noi vă rugăm. Discutați cu oamenii atunci când este nevoie. Explicați-le problemele. Trebuie să cunoască. Invitații la discuții indiferent. Că lucrează la întreprindere, că lucrează la parte. Dacă dumneavoastră găsesc o sursă de venit, asta e foarte bine. Trebuie de explicat foarte clar problemele care sunt. Noi nu avem ce spune. Cei care au fost anterior, ei au ascuns lucrurile. Și și-au pus în buzunar banii și-au curat întreprinderea. Astăzi, dumneavoastră trebuie să faceți ordine la întreprindere, așa cum s-a pus azi. Explicați oamenii să înțeleagă perspectiva, când o să vină, poate cineva nu mai vrea să aștepte, cineva poate să aștepte. Ce contracte avem în perspectivă, ce alte proiecte avem în perspectivă. Asta e foarte important, într-adevăr, să discutăm. Noi așteptăm astăzi să ne dați trei băieți, o să vedea. O să fiți invitați. Venim împreună. Mulțumim că ați venit și îi ascultați pe oameni. Telefon la domnul care ați zis. Luați un telefon la domnul viceprimar și dați-i numărul. Dar voi asta și faci. Noi
Vă prezentați la sediu și o să vă luăm. Noi am vrea ca până azi de oameni care au mai rămas să aibă ceva de lucru, să aibă ceva. Cel mai important e că până am venit eu astăzi la ăsta edilitate, nu au venit nimeni să vorbească cu oamenii ăsta, să le explice care sunt problemele, că ei sunt angajați, că au de lucru, că n-au de lucru, că n-au salarii. Vin doar când e campanie electorală. Cu regret, administrația pe care am avut-o 3 ani la ăsta edilitate, probabil, a fost implicată în acte de hoție de mare calibru, că așa o spun oficialii de aici. Eu chiar îmi doresc ca întreprinderile să nu falimenteze și să aibă perspectivă și să lucreze și să dea salarii. Cu regret ați văzut, majoritatea sunt oameni în vârstă, nu mai sunt tineri care să vrea să lucreze, pentru că salariile sunt mizerabile, sunt minimale, munca este fizic și este grea, de asta trebuie să cătați soluții, dar cu răbdare și cu comunicare efectivă și eficientă. Nu așteptați să vină cineva să vă treagă de mânică. Cu regret nu avem conducători, nici consilieri municipali care să vină să reprezinte interesul municipalității, să monitorizeze, să verifice, să caute, să întrebe, să fie alături de oameni. N-avem. O să vină campania și o să trag iarăși de mânic toți. Votați-ne că nu suntem cei mai buni. Voi vedeți singuri cine și ce face. Iată, oamenii început să le lămurească mai activ. Iată, ăsta e edilitate. Dar subiectul pe care eu vă spun, acum problema pe care se pune aici, de fapt, este, oamenii spun de aici că bătălia se dă pe terenurile pe care le are ESA edilitate. Aici, la Poșta Veche, Opel Centru, care știu, sunt 7 hectare. Am umblat toată zona asta, îți pot să vă public filmul. E vorba de terenuri pe care oamenii consideră că cineva pus ochiul și vrea să facă construcții. Asta e toată șmecheria. Iar în tot municipiul, ăștia au 74 de hectare. Ați înțeles? Fiți atenți. Nu o să facă mișcări până la alegeri, pentru că toți suntem, și consilieri, și primarul, dar după alegeri probabil o să fie mișcări. Și asta foarte mult depinde cine va fi următorul primar.